ziua și bine ați venit la un eveniment pe care astăzi, 15 martie 2019, Societatea de Științe Istorice din România, filiala Gorj, alături de o serie de instituții și asociații partenere, îl propun târgujienilor tineri. Pentru că avem mai mult decât oricând nevoie de modele, pentru că este bine să ne cunoaștem valorile trecutului, pentru a putea să le prețuim pe cele ale prezentului și să privim cu încredere spre viitor. Societatea de Științe Istorice din România, filiala Gorj, vă propune astăzi o altfel de conferință dedicată omului, dedicată societății și reperelor pentru secolul 21. Sunt astăzi alături de noi, invitați de marcă. Începem cu domnul profesor dr. Gheorghe Nichifor, președintele Societății de Științe Istorice din România, filiala Gorj. Domnul profesor dr. Costin Scurtul, dumnealui reprezintă astăzi Muzeul Militar Național Ferdinand I, filiala Constanța, gorjean însă de-al nostru. Domnul profesor Cornel Șomâcu, președintele Asociației Școala Gorjeană, iată, nu întâmplător, astăzi ne adresăm vouă celor tineri și vom vedea pe parcursul conferinței de astăzi de ce subiectul și tema conferinței vi se adresează vouă. Și subsemnatul Andrei Popete Pătrașcu, profesor de istorie. Sperăm să petrecem o după-amiază utilă tuturor. Spuneam că avem nevoie... Și lor merită aplauzele. Spuneam că avem nevoie de modele, avem nevoie de valori. Ei bine, în momentele ce urmează o să facem cunoștință cu o serie de personaje istorice care cumva și-au pus amprenta asupra perioadei în care au trăit, dar a căror influență, iată, este vizibilă și în zilele noastre, constituind veritabile repere. O să dau cuvântul fiecăruia dintre invitații din această seară, 1-2 minute în care să facă o scurtă pledoarie pentru istorie și pentru trecut, ca mai apoi să trecem la desfășurarea conferinței în sine. Și îl invităm pe domnul profesor Gheorghe Nichifor să vă adreseze câteva cuvinte. Eu privesc la voi, sunteți de vârste diferite, și gimnaziști și liceeni. Prin urmare, va trebui să adecvăm discursul nostru la auditoriu. Cum însă eu mă simt foarte bine în clasă, m-aș fi mișcat, dar doamna Aura Stoienescu și Dan cred că nu o să mă lase să mă mișc printre voi. Asta este soarta mea de astăzi, sunt cumva prizonierul tehnicii. O să stau aici în fața voastră și o să încerc să răspund aceste invitații de o originalitate aparte. Domnul profesor Andrei Popete a avut această idee formidabilă de a reveni la conferințele de odinioară care se desfășurau periodic în tot spațiul românesc și înainte de 1918, dar mai cu seamă după 1918, când norii negri ai războiului pluteau din nou asupra țării noastre. Așadar, este o temă generoasă, aceea a modelelor. Cu siguranță, fiecare dintre voi vă gândiți să fiți aidoma cuiva. Asta se întâmplă în planul imediat. Să fii ca tata, să fii ca domnul profesor, să fii ca Gigi Becali, sau mai știu eu cine asta, pentru că este domnul profesor Scurtu de acolo.
Dar haide să ne gândim cumva cu ajutorul acestei discipline extraordinare care este istoria, să ne îndepărtăm de modelele de lângă noi și să încercăm să ne apropiem de oamenii mari de odinioară. Domnul profesor Șomâcu, domnul profesor Popete, domnul profesor Scurtu o să intre într-o zonă în care voi veți avea de-a face cu personalități despre care ați mai auzit. Eu o să vă duc în spațiul nostru, al Gorjului, să vă prezint un personaj despre care, dacă n-ați auzit, e păcat că nu s-a întâmplat lucrul acesta. Întrucât el ne individualizează ca unitate administrativă, ne dă specificitate, ne face să fim valoroși. Și acesta nu este nimeni altul decât Dincă Schileru, căruia cel puțin doi care suntem aici, mai este și un al treilea autor, i-am dat înfățișarea unei cărți pe care am intitulat-o, după gânduri foarte îndelungate și dezbătute, Dincă Schileru, Schileru, o legendă vie a Gorjului. De ce i-am spus o legendă vie a Gorjului? Ia să vedem, cineva dintre voi a auzit de nenea Dincă, știe să-mi spună măcar ceva despre el, unde a auzit? În folclor a auzit cineva vreun cântec despre nenea Dincă? Nenea Dincă, nenea Dincă, geaba ai casă de sticlă dacă nu ai și bovnică. Și eu am răspuns acum și invitației colegilor de la Ensat Târgu Jiu, care au ca specific tocmai melosul popular. Iată, până la urmă, și utilitatea acestei întâlniri. Ați trecut vreodată pe aleea celebrităților din centrul orașului nostru? Ați trecut. Din curiozitate ați citit cine este acolo? Ia-mi spune cineva stelele acelea ale cui sunt. Un personaj. Hai mă, curaj, că știți. Mai, Ecaterina, bă, vă știam mai vioi. Tudor Vladimirescu este acolo? Da. Este. Altcineva, cine mai? Constantin Brâncuș. Altcineva. Ecaterina Teodoroiu. Altcineva. Tudor Arghezi. Sergiu Nicolaescu. Iată, Aretia Tătărescu. Bun. Dar mai este cineva. Este și nenea Dincă. Dincă Schileru. Ce a făcut acest om? Hai să-i stabilim reperele. Să fim atenți cam când s-a amplasat el cu trupul în timp. Pentru că, iată, în memoria colectivă rezistă. 1846 1919. Prin urmare, se împlinesc câți ani de la moartea sa? 100 de ani. Centenarul. Consiliul Județean Gorj a declarat anul acesta, pentru județul Gorj, centenarul Dincă Schileru. Prin urmare, dacă acum 2 ani vorbeam despre centenarul Ecaterina Teodoroiu, astăzi vorbim despre centenar Dincă Schileru. Și el va fi omagiat printr-o serie întreagă de manifestări despre care veți auzi. Una dintre ele este cea din ziua de astăzi. Dincă Schileru s-a născut la Schela. Este cineva din Schela? Nu este, dar știți unde este Schela. O localitate de munte care desparte Oltenia de Transilvania și pe unde trecea odinioară drumul care unea cele două provincii. Drumul nu era pe Valea Jiului, cum este acum, ci pe acolo, prin Plaiul Vâlcan. Acolo s-a născut în 1846 Dincă Schileru. Nu că nu i-ar fi plăcut cartea, ci pentru că vremurile impuneau asemenea situații, n-a făcut decât vreo 40 de zile de carte. Nu este un îndemn la neînvățare pentru voi. Știu că v-ar conveni să învățați doar 40 de zile și să fiți miniștri, dar asta este o altă
poveste, nu prea se mai poate. A fost însă un autodidact, un perfecționist, un om care tot timpul a dorit să învețe. Și dacă veți avea curiozitatea să parcurgeți această carte, se găsește și aici, se găsește și la bibliotecă, se găsește și în librării, și la Mihai Eminescu, și la Piața Mică, iată, îi fac propagandă și nu este niciun fel de problemă, îi veți vedea o semnătură care este mult mai frumoasă decât a celor care aveți până acum 9 sau 10 clase. Și el avea 40 de zile este de carte. Ia! Dincă Schilel. Și el este nenea Dincă. Un personaj mândru, un personaj frumos, cu mustață mult mai faimoasă și falnică decât a mea. Iată ce mustață. Un gorjean adevărat. Fotografiați-l, țineți-l în memoria voastră prin, cu ajutorul colectivului. Cu ajutorul telefonului. Ce a făcut nenea Dincă Schilerul? A făcut comerț de tânăr. De la o vârstă fragedă. Unde? În Transilvania și-a îndrăznit să meargă mai departe. Chiar până la Budapesta. Sau chiar Viena. Și în drumurile sale, care au mers și către sud, așa în județ, a întâlnit o fată frumoasă, ca toate cele care sunteți aici, se numea Maria Cilibiu, din Bâlteni, și s-a căsătorit la Bâlteni. Prin urmare, construcția sa intelectuală este o simbioză fericită dintre zona de munte a județului Gorj-Chela și zona de câmpie, mă refer la Bâlteni. Să nu credeți că s-a simțit de la început bine acolo. Rivalii, invidioșii că le-au luat fata, au tăbărât asupra sa și au încercat până să-l și omoare. Însă el și-a văzut mai departe de drum. Ce se întâmpla atunci în România noastră? România mică, pentru că era România mică. Era o perioadă de căutări. O perioadă în care sensurile noastre nu erau foarte clare. În care se contura o generație care pregătea îndeplinirea unui ideal milenar. Generație care poartă numele de generația Marii Uniri. Iată de ce nenea Dincă se vede în acest complex de situații pentru început mai mult singur. Însă a avut vocația cooperării. A avut acest dar de a comunica. Și a intrat în legătură cu o pleiadă de intelectuali de aici, din spațiul Gorjului, și după aceea vom vedea cu oameni foarte mari mergând până la șeful statului nostru. Pentru că el, nenea Dincă Schilerul, făcând o avere destul de bunicică acolo la Bâlteni, și o familie numeroasă, pe care a întreținut-o mai degrabă singur, pentru că soția sa a murit la vârsta de vreo 32 de ani, motiv pentru care el a trebuit să își gândească singur viitorul. Le mulțumim președintelui Societății de Științe Istorice din România, filiala Gorj, domnului profesor Gheorghe Nichifor, pentru această frumoasă pledoarie despre trecut, despre un personaj cu adevărat de legenda a Gorjului. Și Dumnezeule, câți, precum Dincă Schilerul, nu a avut Gorjul de-a lungul timpului. În momentele ce urmează, îmi revine și mie misiunea de a vă prezenta pledoaria mea pentru trecut, pentru valorile trecutului. Se intitulează Valorile și înfăptuirile generației din tranșee. Mărturii peste timp. Și vă propun ca această comunicare pe care o să o susțin în această seară să fie cât mai interactivă, să participați cu toții la ceea ce o să vedem, pentru că o să ne folosim din plin și de videoproiector.
Adică nu întâmplător, domnul profesor Gheorghe Nichifor vorbea despre generația Marii Uniri. Generație care, în urmă cu 100 de ani, făurea acel ideal al românilor de pretutindeni. Și o să vă pun o primă întrebare, dragii mei. Câți bunici aveți? 4, da? Un bunic și o bunică din partea mamei și un bunic și o bunică din partea tatălui, da? 4 bunici. Dar câți străbunici aveți? Cei de la Ecaterina trebuie să răspundă dacă... Eu zic că sunt 8, dacă sunt 4 bunici. Sunt 8 străbunici. Dar câți străbunici ar fi? 16. 16 străbunici. Să știți că se spune că o generație se formează odată la 25 de ani. Oare de ce? Pentru că în jurul vârstei de 25 de ani te căsătorești, îți întemeiezi o familie și se formează o nouă generație. Și avem bunicii voștri, nu, avem părinții voștri o generație, avem bunicii o altă generație, a doua, alți 25 de ani, străbunicii și străstrăbunicii, 4 generații. Spuneam noi că o generație se formează odată la 25 de ani. Deci străstrăbunicii voștri au fost acea generație a Marii Uniri, pentru că au trăit în urmă cu 100 de ani. Atunci s-au format și atunci unii dintre ei au devenit eroi. Deconspir, iată și tema comunicării din această seară, una interactivă, sper să fie. Vom vorbi despre eroi. Vom vorbi despre soldații eroi, mulți dintre ei anonimi. Spre deosebire de celelalte modele și valori pe care le cunoaștem bine din paginile manualelor de istorie sau din alte cărți de istorie, ei eroi despre care o să vorbim în minutele ce urmează sunt mulți. Mulți și necunoscuți. Am putea să vorbim infinit despre eroi dacă nu am vedea niște imagini. Și o să vă rog să fiți și foarte atenți la aceste imagini, pentru că cine știe, fiecare are câte 16 străbunici și unul dintre ei s-ar putea să se regăsească acolo. Știm din sursele de arhivă referitoare la primul război mondial că unul din 3 soldați nu s-a mai întors de pe front. Unul din 3. Voi aveți 16 străbunici care au luptat pe front. Așa încât poate imaginea unuia dintre ei o vom vedea. O vom vedea în fotografiile document. Și ca primă imagine vedem cât de fercheșă, ca să spunem așa, era ofițerimea română. Aveau piepturile pline de decorații, să știți, multe dintre ele câștigate pe merit. Nu precum ofițerii din zilele de astăzi, dar vorbim despre trecut. Aveau niște staturi impunătoare, ținută militarească cu adevărat. Impresionează privind, nu-i așa, aceste uniforme militare. Numai că, vă anunț de pe acum, următoarele imagini nu o să mai fie la fel ca aceasta. Avem soldații români. Deja nu mai este nimic marțial în ținuta lor, dar este totuși ținuta de campanie anului 1916, când armata română a intrat în război. Obiectivul? Eliberarea Transilvaniei. Că știm, da? De la lecțiile de istorie, că Transilvania în acea perioadă nu aparținea României, ci Austro-Ungariei. Și atunci românii își doreau cu tot din adinsul să elibereze Transilvania, să o alipească țării mamă. A intrat în război și încă din prima zi au început să apară și primele victime. Nu doar răniți, așa cum este cazul soldatului pe care îl vedeți voi și căruia un sanitar militar îi acordă primele îngrijiri medicale.
În spatele celor doi vedem alți soldați. Niciunul nu se preocupă de ce se întâmplă în spatele său, cu camaradul, poate cu fratele sau vecinul său. Pentru că mulți făceau parte din regimente, regimentele erau din județe. Da? Fiecare județ avea unul sau două regimente, în funcție de mărimea județului. Erau vecini cu toții, erau rude, frați. Atunci când nu luptau, asta făceau soldații. Își curățau armele. Le pregăteau pentru a ucide. Cu siguranță nimeni, într-un război, nu-și dorește să ucidă. Pentru că știe că atunci când ochește și țintește un adversar și acel adversar poate să aibă acasă un copil precum el, cel care a țintit, sau poate să aibă o soție frumoasă care să îl aștepte, sau o mamă care să își plângă lacrimile în colțul năframei. Soldatul din prim plan este un caz fericit pentru că are în picioare bocanci. Dar dacă ne vom uita puțin mai atent la soldatul din spatele său, nu mai sunt bocanci. Și da, dragii mei, soldații români au luptat în primul război mondial în Opinci. Și chiar acel personaj din spate a fost chiar și el un caz fericit că a avut Opinci. Au fost situații și sursele istorice, sursele militare spun că au fost situații când soldații români au mers desculți în bătălii. Desculți ca să apere o țară sau ca să elibereze Transilvania. Iată cum dintr-o dată parcă suntem ceva mai interesați de istorie, pentru că știm că istorie înseamnă trecut și legătura dintre noi cei de astăzi și trecut o fac eroi. Și eroii nu sunt veniți așa aiurea de oriunde, ci sunt sânge din sângele multora dintre noi. Nici n-a zice că sunt soldați. Cu cujmele astea, cu căciulile de miel negru pe cap, într-un tranșeu, plin de nămol. De regulă, când interpretăm o imagine istorică, încercăm să extragem cât mai multe informații. E important să ne uităm așa, în ansamblu, și să vedem. Vedem foarte mult noroi, înseamnă că putem să identificăm anotimpul. Cu siguranță este toamnă sau primăvară, când pământul e destul de reavăn. Unul ține în mână o bucată de hârtie, celălalt este foarte atent la el. Nu avem foarte multe informații despre cei doi soldați, dar putem să ne imaginăm noi multe lucruri. Putem să ne imaginăm că unul dintre ei, cel care ține bucata de hârtie în mână, este un învățător, pentru că acum 100 de ani învățătorii și preoții erau printre puținii din sat care știau să scrie. Și poate cel de lângă el este un bun prieten din copilărie, dar n-a avut norocul celuilalt. Și n-a ajuns învățător. Nu știe să scrie, nu știe să citească, dar cumva familia lui de acasă, poate și de aici, din Gorj, trebuia să știe că el este în viață. Și atunci îi dictează camaradului său care știe să scrie, îi dictează o scrisoare. În urmă cu 100 de ani nu existau telefoane mobile, deci selfie-uri nu puteau să-și facă soldații. Dar își făceau câte o amintire totuși ei, da? În puținele clipe de răgaz când nu luptau, viața de tranșeu căutau să-și o umple. Fie făceau câte o fotografie, fie așteptau pur și simplu. În primele rânduri, primii 2-3 soldați sunt ofițeri. Ne dăm seama tot din încălțămintea pe care o poartă, că poartă bocanci și moletierele până la genunchi, dar bucățile alea de piele pe care le vedem că le poartă deasupra și înfășurau pantalonii cu niște bucăți, fie de pânză, să nu se murdărească pantalonii. Mulți dintre ei, poate o să râdeți, poate o să rămâneți surprinși, au stat cu săptămânile
cu aceeași pereche de pantaloni. Poate cu lunile. Și când perechea de pantaloni s-a rupt, au continuat. Cu aceeași pereche de pantaloni și-au cârpit-o, așa cum au putut. Din păcate, imaginea nu ne ajută foarte tare lumina și în spate, să știți, în soldați simpli, pentru că poartă o pinci săracii de ei. Eu vă mulțumesc frumos și o să dau cuvântul în cele ce urmează domnului profesor Cornel Șomân, cu care, sigur, va avea o comunicare interesantă. Domnul profesor Nichifor a vorbit despre una dintre marile personalități ale Gorjului. Colegul Andrei Popete Pătrașcu a vorbit despre eroi, despre ce se întâmpla în primul război mondial și în același timp acele imagini, poate unele din ele sunt făcute, nu sunt chiar în timpul războiului, dar cu siguranță vă face să înțelegeți ce s-a întâmplat atunci. Și dacă suntem atenți la acele imagini, poate înțelegem mai bine și istoria, această, să zicem așa, cenușăreasă din ultimile decenii. Comunicarea de astăzi a mea se referă însă la educație și cum ne-a integrat ea în Europa. Pentru că la momentul de după 1989, noi am venit, eram de totdeauna în Europa, bineînțeles, dar a trebuit să facem niște acte foarte importante de aderare pe care le-am împlinit, și anume NATO și Uniunea Europeană. Importante și datorită faptului că de la ce s-a întâmplat după. Dacă urmărim, cu excepția Croației, cred că a mai intrat după noi, noi și bulgarii am fost cam ultima, am fost în ultima etapă de intrare. Ce a urmat după noi s-a blocat cumva aderarea la Uniunea Europeană dintr-un motiv foarte simplu. Nu prea îndeplinim sau nu, statele nu îndeplinesc foarte multe dintre condițiile de aderare. Am avut noroc, sau poate n-am avut noroc, sunt diverse lucruri. Spune Valentin Naumescu într-un material interesant, spunea așa, aprecia de fapt că, citez, ușa Uniunii Europene s-a închis în urma noastră, iar calendarul împlinirilor strategice ale României a fost unul aproape providențial. Da, așa a fost. Am intrat în Europa, iar unul dintre domeniile care suscită cele mai multe discuții este cel legat de educație, de învățământ. De ce spun acest lucru? Dacă mergeți și cu siguranță ați avut colegi care au venit din străinătate, sau au mers în străinătate, părem puțin mai avansați decât foarte multe la nivelul de vârstă, cu siguranță se învață mai mult în România. Cu toate acestea, dacă luăm acele sondaje PISA, ce constatăm? Că suntem undeva la locul 40 și ceva. Deci, foarte în spate. Pe partea cealaltă, mai avem o, să zicem așa, o cifră care nu ne prea face cinste și acum suntem aici de regulă copii de la clasa 8-a la 10-a, absolvenții de liceu din România, e o situație din 2016, 42% dintre ei sunt analfabeți funcționali. Destul de mult. Adică nu înțeleg ce citesc. Nu că nu știu să citească. Nu înțeleg ce citesc. Nu, să sperăm că nu e niciunul dintre cei care suntem aici în sală. Dar problema, dacă să ne cadrăm în procent. Da. Așa. Dar problema este următoarea. Educația nu este nici pe departe atât de înapoiată, cum ar spune unii, dar poate nici la fel de avansată cum era odinioară. Pentru că, paradoxal, învățământul românesc, educația românească a fost foarte bine privită, aș putea spune chiar secole dinainte, adică cei care învățau în România au putut să meargă mai târziu la universități străine să se specializeze, dar pe baza educației din România. Suntem într-o zonă unde învățământul public a apărut de foarte devreme. Și n-aș pleca în secolul XIX, cum am fi tentați să spunem toți, ci m-aș duce undeva în secolul XV la Mănăstirea Tismana, unde se putea învăța scrisul și cititul. M-aș duce după aceea și spunea, cred că domnul Nichifor la un moment dat, astăzi,
despre faptul că în satele noastre, sau chiar și Andrei Popete sublinia acest lucru, cine totdeauna am avut cel puțin două persoane care știau bine să scrie și să citească și duceau comunitatea după ei. E vorba de dascăl, de învățător și de preot. Din păcate, lucrurile, apropo de după 1989 și mai ales din ultimul deceniu, tind să se schimbe în rău. În sensul că acele sate ale noastre tocmai golite de populația care, tânără, în general, care pleacă în exterior sau în alte orașe mai mari, în alte zone ale țării, nu mai avem cele două personalități sau cele două instituții. De regulă rămâne biserica, din păcate școlile se închid tot mai mult pentru că sunt tot mai puțini elevi. Dar, privind acum retrospectiv în istorie, în istoria învățământului de data aceasta, educația românească, învățământul românesc a avut niște repere care ne-au făcut un popor important în Europa, un popor care a jucat un rol foarte important și la primul război mondial, cum spunea Andrei Popete Pătrașcu, și în perioada interbelică, și în al doilea război mondial, și chiar în perioada comunistă. Dar nu trebuie să abandonăm perioada de după 1989, pentru că nici aici, chiar dacă sunt și momente mai puțin plăcute, nu înseamnă că nu suntem pe un traiect fericit. De fapt, doaria mea de astăzi, pentru om și societate, repere pentru secolul 21, vin din domeniul educației. Și sunt câteva repere importante cu care ne ducem. Sunt câteva personalități foarte importante care au fost miniștri ai educației și care au reușit să impună, să facă multe pentru învățământul românesc, să-l facă și exemplu pentru Occident. Și, bineînțeles, voi, nu știu dacă vă, dar cu siguranță generațiile mai înaintate în vârstă așa, se vor gândi cu siguranță la Spirul Haret, cel care este primul reformator important în domeniul educației, cel care construiește și cu siguranță, dacă veniți din zona rurală, ați întâlnit acele școli cu două săli de clasă și cu o cancelarie în centru, împânzit și județul, dar împânzită și țara, acele școli care, din păcate, acum majoritatea sunt închise sau într-o stare avansată de degradare, dar ele au fost făcute la începutul secolului 20 sau la sfârșitul secolului 19 și au dus greu un centenar, 100 de ani, practic, de învățământ. După aceea, misiunea lui a fost preluată de un oltean, doctorul Cărămidă, cum era numit în epocă, e vorba de Constantin Angelescu și rudă, de fapt, cu Spirul Haret, prin adopție, cel care a reușit în perioada interbelică să facă niște lucruri importante pentru școli și nu mai mă refer la legi, că știți cum e problema legilor din educație și acum se pregătește o nouă lege, ci a reușit să facă un învățământ care la vremea respectivă, cu ce se învăța în România, rivaliza cu orice se întâmplă în vestul Europei, ce se întâmpla în vestul Europei la vremea respectivă. Am scos aici câteva notații câteva date foarte importante. Nu o să mă refer decât la câteva din ele. Comunicarea fiind una mai mare, o să o și postez pe Școala Gorjeană, pe site-ul de la Școala Gorjeană. Dar trebuie să subliniem aici anumite lucruri, și anume, tot vorbeam de doctorul Constantin, ministrul instrucțiunii publice, cum se numea atunci, Constantin Angelescu, el afirma un lucru pe care poate ar fi bine să-l comentăm. Și anume, cităm, nici armata, nici organizația administrativă și nici cea economică, oricât de perfecte ar fi, nu ne vor putea aduce consolidarea României noi, dacă străduințele noastre nu se vor îndrepta mai întâi către trezirea conștiinței cetățenești. Vorbim de om și societate. Spunea acest lucru în 1929. De asemenea, rolul cel mai important și încă de pe vremea lui Cuza, când în 1864 avem legea instrucțiunii publice, revine învățământului primar. Ce însemna la 1864 să avem învățământ obligatoriu și gratuit de 4 clase? Ce a însemnat după aceea, s-au mai pus clase, dar lucrurile s-au consolidat abia în perioada interbelică.
Cu toate acestea, aveam în continuare și am avut până în perioada comunistă extrem de mulți analfabeți. Dar data aceasta nu funcțional, ci analfabeți pe bune. În sensul că nu aveau știință de carte. Într-o epocă în care în Europa cifrele erau altceva. Cu toate acestea, asta nu însemna că elitele nu puteau să facă față oricăror cerințe. Mergând mai departe în comunicarea noastră, trebuie spus că în perioada interbelică s-au depășit unele lucruri care ne-am confruntat cu ele și după 1989. Și mă refer aici la condiția dascălui. Vorbea cumva Andrei Popete Pătrașcu mai devreme despre acel învățător care stătea cu știință de carte cu un prieten și probabil scria acasă sau își nota câteva din amintiri. Să știți că am avut mai mulți dascăl gorjeni care au luptat în primul război mondial ca ofițeri, dar care ne-au lăsat. Ei sunt peste 100 cei care au luptat în primul război mondial. Dar câțiva din ei ne-au lăsat memoriile și din care aflăm ce s-a întâmplat în primul război mondial. Avem un Ide Isaac, avem un Petre Popeangă, acele memorii ale lui Petre Popeangă încă inedite, le vom avea în acest an și tipărite, se lucrează la ele. De fapt, a rămas pe mine ca să le scot. Ide Isaac va fi o nouă ediție scoasă de Primăria Târgu Jiu, dar mulțumesc pentru toate. Mulțumim și noi domnului profesor Cornel Șomâcu. Și iată că ne apropiem ușor, ușor de ultima comunicare a conferinței de astăzi, Om și societate, repere pentru secolul 21. Istoria este cu adevărat o carte de căpătâi a unui neam. De ce? O să aflăm mai multe în momentele ce urmează de la domnul Costin Scurtu. Dragii mei, vreau să aplaudăm pe domnii profesori. Haideți! Ați auzit teme extraordinar de interesante, dar mă aveați puțin și cădea sub scaun. Oricum apreciez că n-ați folosit prea mulți dintre voi telefoanele. S-a lăudat școala românească că e pregătită pentru secolul 21. Eu nu cred asta. Ați văzut fotografii cu primul război mondial, vă spun că o parte din ele erau făcute special la ordin de propaganda militară pentru a arăta cum a luptat armata română în primul război mondial și, ce mi-a tras mie atenția, ca reprezentant al Muzeului Militar Național, regele Ferdinand I, filiala Constanța, am spus tot numele, așa, erau că foarte mulți erau cu bocanci în picioare. Extraordinar de mulți erau cu bocanci în picioare, ceea ce era un fals. Pentru că la începutul primului război mondial, așa cum s-a subliniat, dar nu am avut fotografiile relevante aici, majoritatea erau în opinci. Domniile voastre, care avem astăzi acces la internet, știți din ce se făceau opincile? S-aud. Dacă aveți voce, dacă nu, tăceți. S-aud. Unde sunteți? Haideți, din ce se făceau opincile? Da. Un lucru pe care eu nu l-am știut, apropo, că începem încet să ne rupem de trecut, de tradiții, erau ca acele opinci într-un mediu ploios alunecau. Reprezentând un grup de reconstituire istorico-militară, Tomis se numește, unde am dat și romani, la un moment dat am desfășurat un spectacol de reconstituire, o poveste de istorie și le spuneam colegilor din asociație, gata, s-a oprit ploaia, acum putem să ne luptăm daci și romani. Ei erau triști, așa cum sunteți voi acum. Și le-am zis, dar de ce nu vă bucurați, că nu vă mai plouă? Domn profesor, avem o mare problemă. Și eu zic, care e problema? Păi, acum este ud pe jos și o să alunecăm. Nu i-am crezut, pentru că eu n-am purtat opinci, mi-a povestit și mie bunicul despre opinci, mi-a spus din ce sunt făcute, dar n-am avut șansa niciodată să-i pun în picioare. Și vreau să vă spun, dragii mei, că am văzut. Pe acești colegi, o parte dintre ei erau din învățământ. Deci erau elevi de școală generală, de liceu, cum se luptau ei daci și romani, și vreau să vă spun că făceau niște figuri războinice atât de bune că puteau să pice glorios și lumea care asista la spectacol ne aplauda de nu mai putea, zicând ce buni actori sunt cei din Constanța. Dar noi chiar, de fapt, alunecam. Ia gândiți-vă într-un război,
unde porți o raniță, ai vreo 20 de kilograme în spate, ai dita mai arma, ați văzut ce pușcă lungă avea, da? Modelul Maliher, din sfârșitul secolului 19, foc cu foc, să poți și arma aceasta și tu să reușești să rămâi pe picioare. Sau trebuia să pornești la atac. Asta e drama. Aici e tragedia. Mai departe am putea spune că învățământul, așa cum s-au făcut notele acestea, când scriau acele cărți poștale acasă, e bine, era cineva care scria. Dar trebuia să fie acasă cineva care a rămas, care să știe să citească. Să ai drama în care tu să primești carte poștală și să nu poți să o citești și să nu aibă să o citească cineva. Drama aceasta de suflet la care fac referire este, cum s-a spus, a celor care au prins centenarul realizării Marii Uniri. Dar noi ne identificăm cu centenarul astăzi, după 100 de ani? Aveți vreo legătură voi cu centenarul? Am citit noi foarte multe cărți care să ne impresioneze despre povestea centenarului. Este importantă istoria pentru noi astăzi? Nu este un chin cumva? La câte date, informații s-au prezentat mai devreme lucruri foarte interesante, dar parcă foarte multe date și totuși, ce facem cu ele? Aici e problematica pe care vreau să o aduc în atenție. Spunem că este cartea de căpătăia unui neam. Oare de ce? Oare de ce este importantă această carte numită istorie? Să o avem lângă noi. Nu trebuie să o știm pe de rost. Dar trebuie să-i cunoaștem povestea. Și atenție că povestea începe cu noi. Noi cei de astăzi. Ne-am îmbrăcat. Am avut și să ne luăm telefoanele. Să avem un ban în buzunar. Să mergem la ore. Să putem să intrăm în programul școlar pe care era stabilit. Să participăm la o activitate mai mult sau mai puțin, dacă am înțeles și rostarea această activitate. Pe altă parte ne-am asumat niște sarcini, niște responsabilități. În schimb, în sufletul fiecăruia avem o bucurie. Avem o tristețe. Avem pe cineva bolnav. Avem pe cineva de care ne este dor și nu ne este aproape. Sau poate am pierdut pe cineva. Și nu de mult timp am fost la o mormântare. Poate că ne simțim prea singuri, deși avem căi de comunicare foarte multe. Oare de ce se întâmplă toate astea astăzi? Oare de ce nu e așa liniște, cum ar trebui să fie într-o perioadă de pace? Și auzim de accidente de mașini, accidente de muncă, vedem oameni supărați, oameni care fac grevă, oameni care fac demonstrații, oameni politici care vorbesc una și alții spun altceva. De ce atâta tensiune? Dragii mei, aceasta este istoria. Pentru a înțelege viața noastră de astăzi, care nu e deloc ușoară, avem nevoie de povestea de istorie. Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi are legătură, așa cum s-a spus, cu înaintașii noștri. Mentalitatea este aceeași. Voi toți nu sunteți mai buni decât înaintașii noștri. Înaintașii noștri ar putea să fie mândri de noi, cei de astăzi. Ei, oarecum, că doar nu ne cunoaște. Chiar dacă îi avem în sânge. Cum ar putea ei să fie mândri de noi? Prin două calități. Respect și a ști să spui mulțumesc. Unde vă aflați între ele? La mijloc v-aș sugera. Nu eu. Istoria. Pentru că a respecta ce au făcut înaintașii înseamnă a prețui munca, jertfa, patriotismul și mai ales nația. Ce mult înseamnă astăzi să te exprimi că îți convine sau nu îți convine în limba ta. Ai libertate. Dar dacă nu erai liber, mai îndrăzneai să miști? Mai îndrăzneai să spui ceva? Nu. Ai fi cerut voie. Ai fi avut grijă să nu fi lovit. Ai fi avut grijă să nu fi sechestrat. Sau chiar condamnat. Asta este libertatea de astăzi pe care o avem noi. Ca să vedeți valoarea. Am putea spune că înaintașii noștri trăiau o viață într-un mediu natural, fără poluare. Așa era.
prețul civilizației, al evoluției, reprezintă poluarea. Mai mult decât atât, vedem distrugerea rădăcinilor noastre. Istoria vine să le păstreze, să le conserve într-un spațiu în care azi vorbim de globalizare. Vedeți cum ne îmbrăcăm, vedeți ce muzică ascultăm, telefoanele vedeți cum sunt făcute, modelul nostru de telefon îl găsim pe toată planeta. Mai mult decât atât, nu este ultimul model. A apărut ultimul model și nu ne ajung banii să-l cumpărăm. Avem o problemă uriașă. Dar bucuria că vă treziți în fiecare dimineață și că e cineva care să vă zâmbească, să vă spună bună dimineața, să vă spună trăiți și bucurați-vă de această zi, chiar dacă nu avem ultimul model de telefon mobil, chiar dacă nu avem cele mai mișto, între ghilimele, haine, chiar dacă nu avem pregătit chiar poate temele care să le ducem la școală, dar ce șansă este să avem profesorul nostru, pedagogul nostru, ca să ne vorbească în limba noastră. Asta n-au avut înainteșii noștri și pentru asta au luptat. Vorbim de Marea Unire. Din punct de vedere istoric, să știți că unirea tuturor românilor a început cu oltenii. Când au văzut ei că sunt prigoniți și atacați și de la sud, și de la nord de Carpați, și din toate părțile, au acceptat să facă acea uniune cu muntenii. Și așa avea să pară țara românească. Dar ca să poată acest lucru, au acceptat oltenii să nu fie din rândul lor ales voievodul conducător. Și avea să apară o funcție, banul Craiovei. M-ar fi un viceconducător. Și de acolo pe oltenii găsim în toată povestea noastră de istorie. Mai îndepărtată sau mai recentă. Pentru că s-a vorbit de primul război mondial. O provocare a gorjenilor. O reprezintă un nume. Rasovicianu. Un colonel mând, frumos. Pregătit, educat, stilat, cu avere. Și ajunge să conducă o trupă de vânători, de infanterie încă, la timpul respectiv, după ce a fost apreciat pentru calitățile sale la București, i s-a dat ordin să ajungă în Dobrogea, să lupte acolo pentru apărarea pământului românesc. Exemplul lui avea să fie urmat de niște tineri de vârsta voastră. Erau doi cercetași. Mare mi-a fost bucuria să aflu povestea lor scrisă într-un jurnal. Pentru că ei consemnau. Își scriau gândurile. O parte dintre voi, știu că asta faceți și voi, vă scrieți gândurile. Le țineți acolo, într-un fel ascuns. V-ați făcut grupurile voastre. Facebook-ul reprezintă încă ceva pentru noi. În ziua de astăzi. Este o sabie cu două tăișuri. Ne poate informa sau ne poate dezbina. La acest jurnal de care fac referire în primul război mondial, ei povesteau cum acești adolescenți vedeau cum se trăgeau cu tunurile, se luptau călare, cum mureau oamenii, cum rămâneau fără haine, cum nu aveau muniție, nu aveau ce să mănânce, când noaptea nu era noapte, când ziua nu era zi și frica era mare, iar populația se retrăgea din Dobrogea pentru a nu rămâne sub ocupație. Drame. Și totuși România Mare a existat. 1918, de fapt, e sfârșitul unui proces istoric în care cu toții au luat parte. Astăzi avem o altă situație. Trăim o altă pagină de istorie. Domniile voastre, prin ceea ce faceți în viața voastră de zi cu zi, de fapt scrieți istorie. Ați ascultat, sunt convins de acest lucru și la rândul meu, în timp ce ascultam cuvintele și luam aminte, mă uitam, nu e bine să te uiți pe pereți, dar câteodată poate, e în regulă să faci lucrul ăsta. Și văd Calea Eroilor, operele sculptorului Gorjean Constantin Brâncuș. Vedem și Masa Tăcerii și Poarta Sărutului. Poarta Sărutului, de fapt, știți ce este, da? Este un arc de triumf, în realitate, tot pentru eroi dedicat.
dar stilizat, așa cum Brâncu știa să o facă. Și coloana infinitului, care deja nu mai are loc de prezentare, pentru că este un monument funerar. Vorbim despre Brâncuș și vorbim despre Gorj. Am vorbit în această seară despre repere, despre Dincă Schileru, despre străbunicii noștri care au luptat în primul război mondial și de care trebuie să fim mândri, despre educație și unde ne-a dus aceasta în Europa. Sunt convins că ceea ce ați văzut în această seară și ați auzit, mai ales, ați simțit și ați trăit. Se spune că cine are ochi să vadă, e bine să vadă, cine are urechi să audă, e bine să audă, și mai ales cine are inimă să simtă, va trebui să simtă că fără istorie nu putem să fim noi astăzi. Nu putem încheia această seară fără să mulțumim vouă elevilor de la mai multe școli. Începem că e un singur liceu, Colegiul Național de Caterina Teodoroiu, și avem pe colegul nostru Elvis Sudărescu. Mulțumim școlii gimnaziale Gheorghe Tătărăscu și avem aici pe doamna directoare Adriana Rădoi. Și bineînțeles, nu puteam să nu mulțumim școlii gimnaziale Antonie Mogoș și este cu noi doamna Corina Rădoi. Spuneam că avem și câțiva reprezentanți inimoși, puțin la număr, e adevărat, de la Colegiul Spiriu Haret. Trebuie să-i felicităm că s-a alătut de noi. Și eu v-aș mai spune ceva. Este minunat ca să ai în față două categorii de elevi. Elevul elev și elevul profesor. Doi dintre ei, Andrei Popete Pătrașcu și Elvis Istudorescu, au fost elevii mei. Mulțumesc! Ce frumos! Imaginile din această seară le vom regăsi marți seara pe NSA TV, va fi și online după aceea. Deci mulțumim și televiziunii care ne-a sprijinit cu acest proiect să realizăm această conferință.